În această perioadă, Consiliul Județean Hunedoara derulează operațiunile necesare în tabulării, în cartea funciară a cetăților dacice. Pe lângă acest lucru, cei de la Consiliul Județean mai iau un proiect de asistență tehnică pentru drumul de la orăștie către cetățile dacice. Mai avem un proiect de asistență tehnică în ceea ce privește drumul județean 705-a, orăștie Costești. Dacă în 2016 s-a derulat o investiție pe fondurile europene de la, de la Costești la Grădiștea de Munte, acest uh, proiect tehnic pe care îl facem împreună cu alte 30 de UAT-uri din regiunea vest, fiecare pe uh, componenta lui, sunt niște sume de bani care au rămas din vechiul por, ADRV s-a transformat în lider de parteneriat și proiecte care au fost depuse spre finanțare, dar nu au obținut finanțare, au venit aceste sume rămase și încearcă pe vechiul exercițiu 2014-2020, care se va termina la 31 decembrie 2023, să-și realizeze partea de proiectare, în așa fel încât pe exercițiu nou 2021-2027 să scăpăm de această etapă a proiectării. Asigurarea finanțării pentru proiectare, operațiune care de multe ori este de durată și poate oferi surprize neplăcute, este necesară pentru a ușura depunerea unui proiect pe fonduri europene în vederea reabilitării drumului județean 705A, orăștie Costești, care duce spre cetățile dacice de obicei ia foarte mult timp și pot apărea foarte multe dereglaje, să zic așa. Dacă am un Dali care are un buget general în 2016 de X lei, în, când fac PT în 2022, pentru că au crescut materialele, au crescut forța de muncă, bugetul general deja nu mai bate. În felul ăsta mi-apar cheltuielile neeligibile, dar din cauza asta încercăm rapid să gătăm partea de proiectare și când se lansează apelul să depunem pentru finanțarea uh, uh, reabilitării DG 705A. Cetățile dacice din Munții Orăștiei se numără printre cele mai vizitate obiective turistice din județul Hunedoara.